Bine ați venit la un nou episod cu Toyota. Sper să fie dimineață și să beți cafeaua alături de mine. Să vedeți ce am mai făcut la dânsa. I-am spart stopul, i-am înduit aripa. Da, o grămadă de lucruri o să avem în acest episod. Mă apropii de sfârșit. Adică mă apropii de schimbarea tuturor pieselor la Toyota. Și eu mă păcălesc, eu așa mă amăgesc pe mine. Hai mă, că mai avem puțin. Haide-mă că mai schimbăm acum rapoartele și aia e. Haide-mă, facem motorul și cutia și pe aia o să fie țiplă 10 ani, nu o să mai ai probleme. Haide-mă că facem rugina și la anul facem la fel. Da, așa mă păcălesc, eu mă mint de pe o zi pe alta că o să fie bine. Dar nu contează, important e ca eu să fiu fericit și voi cu mașinile voastre pe care le cumpărați și le îmbunătățiți sau le recondiționați sau le upgradați. Și să vedem ce am făcut, că eu fac tot felul de lucruri. De luni dimineață, sunt semnalele zgâriate. Trăgem un poliș și punem niște folie. Foliuță! La Luca Customs, mergem imediat. Pac, pac. Mașinile adevărate au faruri de sticlă. Eu trebuie să și polișez, să și filmez cu o mână, ești nebun? După ce că nu știu să polișez. Dar na, să nu ziceți că nu vă arăt. Așa se polișează. Bine am făcut eu. Topțul stan. Aici e frumos. Crystal clear. Nu? Hai mă că mă descurci, dracu. Ia liniște mă că nu văd semnalul aici. Hai mă că merge treaba. Mă apuc de astea. Ușor, ușor. Fac și un colț de aripă, bonus. La cât un semnal făcut. Noroc că sunt vecin cu băieții ăștia aici. Mamă, am înțeles de 5 la 8 dimineața, mă, când sunt G-uri, sunt astea, avem alte prezi, am înțeles, vezi? Toyota vine la 10 și 10. Vorba aia. Mă bag și eu aici, lângă V8-ul ăsta. Da, mă, și dacă tot n-are numere mașina, profit și eu aici să vă arăt G-ul, cum arată, cu tobițele V8. Primește o folie de protecție care transformă mașina dintr-o vopsea lucioasă în vopsea mată. Deci dacă aveți nevoie vreodată să vă protejați mașina și să o transformați din mașină cu o vopsea lucioasă în mașină cu o vopsea mată, se poate prin aplicarea foliei de protecție, dar îmi spunea băiatul ăsta că foarte mișto este folia pentru parbriz. Există o folie pentru parbriz care se montează pe exterior și protejează parbrizul împotriva pietrelor, zgârieturilor, ciobiturilor și așa mai departe. Are și semnătură cu parbriz. Oh yeah! Da, frumos! Se vede un mat interesant. E așa un mat semi-mat, așa ciudat. Mișto! Marfa îmi place. Tobițele. Cum merg ele, mă? Ba, 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 ba. Așa fac ele. Ba, 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 ba. V8-urile. Cum ne-am nimerit, mă, noi cu V8? S-auzi? Ce, aia? Se aude mai bine a mea. Hai, pornește-o. Hai, pornește-o să vedem. Ia să vedem. Bine, se aude mai bine pe dreacu. Zic și eu așa pentru, na, vorba aia. Ce ai făcut, mă, bobiță, ești nebun? Hai. Da. Dacă eu dacă o pornesc pe a mea, nu se aude. Facem pariu? Fii atent. Ia să vedem. Ce ai, mă? Eu am un tips și el are 8. Eu nu mă aud. Nu mă aud. Păi. Oprește-mă pe asta să se audă și a mea. Ia. A rămas, mă, și a mea mergând. Ce vorbești, da. Asta e. Stai, mă, că am și eu aici, uite. Da, na. Un tips, nu 8. 1. Ce să faci? După posibilități. 5900, 150.000. Vorba aia. Am muncit degeaba eu, mă, dacă știam. Nu mai polișem. Ne ia miliția! Toată miliția ne ia. Să se sesizeze miliția. Da, ce să facem? Hai, oricum.
Oricum, ce ai? Așa sunt ele, domnule, sau mai... Sunt vechi, e mașina veche, vorba aia, s-au fumat farurile de la becuri, iese acolo oglinda. Ce să facem? Mai, viața e greu. Știu? Da. Știu? Nu aveți voie cu așa ceva, eu vă spun, ca să nu ziceți că nu v-am spus. Și centura trebuie să o purtați zi de zi, vorba aia. Nu? Să nu avem discuții. Se mai deschide la soare, domne, se mai decolorează. Da, mi-a zis unul că... Domne, mi-a zis într-un clip, domne, tu realizezi, domne, că tu vorbești multe prostii așa? Zic, bă, frate, eu realizez că vorbesc foarte multe prostii, dar tu realizezi că, zic, n-ai ce să cauți la mine pe canal? Zic, tu te știi pe la unul educațional, așa, educativ, ceva frumos, care te învață lucruri utile, sau mai puțin utile, în sfârșit. Da, ce să facem? Eu învăț numai prostii. Aici, da, învățați nimic bun, băi, pentru viitorul vostru, băi. Băgați-vă mințile în cap. Asta e, prostii. V8-urile, bă. Hai de cap. G versus Toyota, da, e o discuție lungă. Lungă, rău. Nici n-am putea să facem acum. Dar oricum, avem bloca în central amândoi. Merge altfel acum cu folie pe faruri, nu? Trăiți și voi aceeași senzație, nu? De fiecare dată faceți ceva la mașină. Merge mașina mai bine, trage mai tare, consumă mai puțin. Toate cele. Facem acum o filmăciune și cu farurile aprinse. Vedem cum se vede. Și gata! Am pus și folie. Acum mai stingeam înainte, mergeam cu pozițiile, acum nu mai. Doar cu farurile aprinse. Ce ai, măi, nebun? Ce folie, domne, am așa de zi. S-au aburit farurile, n-am nicio folie. Nu știu ce folie vedeți dumneavoastră. Știți? Webasto. Nici acum n-am terminat de montat. L-am aici, nu l-am folosit. Și trebuie să ajung aici. Scuzați cafeaua de dimineață, da? Trebuie să ajungă montat aici. Iar demontez consola asta pentru a 1000 oară. Că na, vorba aia. Mi place mersul pe benzină mult de tot. Vezi? Avem avantaje și cu pandemia asta. Asta o schimbăm, nu vă agitați. Doar am curățat o dată de rujină. Acum o tăiem și punem alta să mai avem rujină. E simplu. E abia a doua oară când lucrăm acolo. Merge frumos. N-am ce să zic, îmi place. Mă gândeam acum că arată urât negru ăsta aici. Trebuia să vopsesc eu atunci. Poate să-i pun un colant. Mai am ăsta de îmbrăcat de făcut. Și ăsta l-aș polișa un pic. Uite cum arată, ești nebun. Să încerc un poliș, nu? Haide, mă, să vedem. Ia zi, asta a fost ziua aia în care ai zis: nu e, mă, totul se poate, nu există să nu se poată, nu? Da. Așa ai zis tu. Facem orice. E joia sau ce dracu zi? Joia. Ca să știu, să vin joia la tine. Gata, m-am montat și folia. Are niște bule care se duc când se usucă. Să nu vă agitați. Asta am dat și zoom, că după aia... Și-a găsit... Da, am făcut-o frumos. Nu-ți mai spera ea niciodată. Ești nebun că ajunge la cineva să aibă grijă de ea. Da, mă, o să vă pun poza, să vedeți diferența la soclu de semnal. Deci trebuie să am făcut o reparație aici pe care o face toată lumea când se rupe urechea de la semnal. Aia e. Și ne mai trebuie soclu de bec de Lexus și bec de Lexus, că na, oamenii le-au schimbat. Mi se pare și normal. Mergem la folie pentru a doua oară. Eu stau, mă, frate, așa ușor, că nu e așa ușor. Cu ea. Am bătut jos de bani. E farul prins bine? Da, trage farul. Hai să vedem dacă se potrivește ștergătorul de Lexus la Toyota. Putea să fie o piliță mai mică? Putea, nu? Așa trebuie să vină. Original Teile. L-ai înduit, a? Sper să scadă telefonul. Care mi-a înduit brațul la ștergător, jegosule, împuțitule. Am pus pe fraier. Nu se mai vede scris. La mine parcă nu era așa... Drept, parcă. Dar na, asta e, am de Lexus acum. Ce să facem? Stop! Îmi cade stopul de la ploaie.
asta că tot suntem în episodul la Toyota, vorba aia. Da, ne ocupăm de stop, schimbăm stopul, îndreptăm aripa, trebuie să schimbăm și aici toată traversa asta plus cârligul, ne apucăm de șlefuit, că mai aveam de făcut treabă pe aici, pe dedesubt. Spor la muncă mie, vorba aia. Dar ea n-a vrut, n-a vrut să fie salvată, așa că trebuie să cumpărăm alta. Așa arată curățala peria de sârmă, mai avem și peria pe flex. Și să filmăm și după ce e curățat și înainte de vopsit. Și ce traversa am. Uite, ce de bun. Uite traversa aici. Așa, da? Da. Mascule. Așa, da. Toyota 470 de lei, să nu vă luați cu zi. Proast, te rog, cum să arate șasiu așa la 470 de lei de kilometri? Ne batem joc. Uite-te. Ce e asta? Țiplă? Mie mi se pare țiplă. Mie personal. Mă, nu știu. Știu, am tot felul de pretențioși care se uită la canalul meu și spun că nu e bine, nu e așa, dar nu e treaba mea. Vorba aia. Treaba lor. Nu, că fac frumos, nu aici. Am dat doar așa, am curățat pensula, nu vă agitați. Revin. Poate luminile nu e bun. Hai, nu, că nu e așa dezastru, dezastruz. Pe cum credeam eu. Să ne grească toată nebunia asta.
Ceea ce e ok. Aștept la top aici să se negrească. I-am dat și pe asta. Am zis, haide mă, să vedem cum ține, cum se manifestă. După care urmează vopsea sau terosom. Vedem. Cert este că îmi place mult de tot soluția asta. Îmi place cum arată așa. Nu știu cum se face. Ce frumos. Frumos, bă, tata, da. Păcat că e ca la pompieri. În fiecare an trebuie să faci asta. Dacă vrei să fie așa, frumos. Frumos. Să fie frumos. Într-un final le-am făcut să și funcționeze. Așa se vede beculețul ăsta mic. Ați văzut diferența de soclu. Semnalul e la fel, dar îți trebuie să comanzi alt soclu de Lexus. Faci un pic de lumină și pe zi așa cu beculețul ăla mic. Da, aia e. Ai vrut Lexus? Ia Lexus. Da, mă, cred că sunt singurul om care și-a luat mașină din Danemarca auto-utilitară, care n-a avut cabluri de deschis ușile și acum mai nou observ că n-am nici tija de deschis portbagajul din interior. Așa că mi-a fabricat Dan cu maestrie o tijă dintr-o tijă de Logan ca să pot să mă dau jos din mașină când dorm în ea, vorba ce e. Dam Haion țiplă. Nu țiplă. Nu. No. Haion. Mai am bocanci, parasolare. Ce? Câtă treabă mai am. Stopul de făcut. Aripa. De schimbat cârligul. De pii, multă treabă. De pus ăsta la loc aici. Ce faci? Mai faceți voi ceva la Jeep? Da. Reparăm cutie. Ce cumva. Cutie? De viteză? Da. Reparăm o vehicul. Da. E bine. Nu dormi, vorba aia. Dacă am râs cu stopul, că era pe stoc, în pod, acum a venit momentul să tăiem armătura bării spate, să o schimbăm, că e foarte ruginită. Am încercat odată, m-am chinuit, m-am făcut țigan, am încercat să o salvez, dar n-a fost chip. Dânsa nu și-a dorit asta, așa că trebuie schimbată și armătura și cârligul. Am schimbat garajul, Dani. Am schimbat decorul. Ce talent. Scoate și mie șurubul. Bă, aici e bine. Pe partea asta arată decent, fii atent. Pe partea asta. Dar pe partea asta... Uite, mă, n-ai văzut de când ești. Cum e piulița asta? Daltă merge. Daltă? Ce-și talentul tău? Dau la te. Ce zic? Vulpe? Cheamă vulpe în coace. Ne facem treabă cu ea. Ce spici? Că frige ăla dacă pui mâna. Nu e așa ușor. Am crezut că murim. Am zis că gata. Scapă butelia de gaz și ne-a venit sfârșitul. Ești nebun. Dar nu. Nu. Nu spuneți nu niciodată. Dar nu, lasă-mi nu să... Ne trebuie putere, Dan. Și ce se întâmplă? Nu ia oxigenul. Autogenul e bun, Dane, nu știu de ce s-a scos de pe piață. Păi ce ai treabă cu el, uite, mai scoteai, aveai un șurub de scos, aveai o nebunie. Mamă, dar rampa e bună, mă, groapă, ești nebun, zici că e pivnită de vinuri pe vechi. O să ții acolo la reci. Da, un pic de lac și ți-ai făcut ca și capoare. Dane, Mariane, hai, dă-mi și mie... Că n-a fost dracu atât de negru. Aici pe partea asta e mai bine. Pe partea asta e mai bine. Mai sunt astea gale din spate și ăla de acolo, la canalul care... Alea de la... Să nu le topesc, că eu îi dau, mă doare la baran. Alea de la gaz, da? Nu de la gaz, nu, firele din spate toate. Firele alea sunt de la gaz. Cum nu? Sunt firele mașinii. E pe șasiu sus. Aha. Da. Păi cred că ar trebui să... Ha? Am adus un cor de mașină. Să ridicăm să facem un pic de distanță. Ne punem o cârpă cu el. Ca să nu topim firele.
Stai, nu e, că zic eu când e. Ăsta e rapid, mă, ăsta nu stă la distanță. Să pui ăla prelungitor, Dan. Asta? Da, păi nu o să-ți intră. Bun, bun, deci nu era prelungitor la scurt. Dan e pe viteză, Dan ăsta. Dan. Abi, pe... Dan, sunt pe viteză. Da, viteză înainte, frate, nu stăm la... Ia uite, am și scăunel aici, perfect. Cine a pus scăunelul tăi? De la... La scăunelul lui Marian. Vreți să vă dau viteză? Hai că vă dau. S-a rupt cu rulotul care. Nu, alea de la film cu care merg eu, dar mergând în teren, știi, face unghi, sus și jos și portează în cârlic și a portat fix când era slab. Și a cedat fix când era slab. Ia jos să scoatem sudurile alea de acolo de pe șasiu, nu? Nu mai, lasă. Nu mai. Lasă, că nu mai dăm jos caroseria. Lasă. N-are care cârlig, e protejat. Că așa facem noi lucrurile. Rupe, Dane! Mai are un pic? Mai are. Păi e bine că ne-a rămas semnul acolo unde să o punem, să o poziționăm. Ce? Acoperii. Da. Ce să facem? Măi... Se mișcă ăsta atât de repede încât nici nu am apucat să filmeze, nu? Light-ul. Dar rugina... Ce-i cu ea? Toate. Da. 2000 de lei și e nou. Până la 80.000 cât e mașina. Boss, până la cât costă mașina, ai de băgat, frate, nu te ține nimeni. De ce nu ți-ai luat o nouă dacă vrei fără rugină, nu? O iei nouă și știi cum e șasiu aici? Simplă. Da, o iei nouă. Nouă. 80.000? Aia e. De la 5.000 până la 80.000, mai sunt 75.000 de euro de băgat. Un fleac. Na, fiecare acum cu mentalitatea lui. A venit și ziua, mă, în care schimbă cârligul și armătura de bară spate. L-așteptam de multă vreme, sincer. Momentul ăsta. Așa arată. Așa arată cu armătura dată jos. Avem niște reparații de făcut aici la capătul șasiului, în partea din spate. Unde se prinde acolo e puțin ruginită și trebuie făcute niște reparații. Dar nu e niciun dezastru. Nici o problemă. De-abia aștept să pun hârligul acolo. Negru, lucios, impecabil, original, Toyota, cu mici elemente galbene. S-a terminat și gazul. Nu e problemă. Nici o problemă, nu e problemă. Normal. Da, mă! Status update, am fost la fix kit să iau șuruburile negre cu piulițe, cu duritate, cu lungime. Am ales să schimbăm ambele părți ale șasiului spate, doar partea de jos. Bineînțeles, tot cu o parte de șasiu de Toyota, într-o stare mai bună, acolo unde se înfiletează șuruburile. Aveam niște mici probleme la șasiu și am ales să-l schimbăm. Este doar capătul de șasiu.
tragem rulota pe teren accidentat fără niciun fel de grijă. Vedem mai departe ce se mai întâmplă. Dacă v-a plăcut, vi s-a părut amuzant, util, nu știu, oricum vreți voi, share, like și subscribe. Share pentru ca să vadă și alții, like ca să îmi dau și eu seama că am făcut o treabă bună și subscribe pentru că atunci când mai postăm pe canal orice fel de material, voi să fiți notificați. Poate vreți să știți, bă, au postat fraiere. Ah, ok, hai, nu. Mă uit și eu la ei. Sau nu mă uit. Știi ce zic? Să fiu un om informat, asta este foarte important în ziua de astăzi.